Bună seara, sunt Tudor Mușat, bine v-am regăsit. Răfuiala interlopilor a scos la iveală și răfuiala polițiștilor. Vin tot mai multe semnale din rândul forțelor de ordine că activitatea anticlanuri este sabotată chiar din interior. Pare că ne apropiem de un moment al adevărurilor dureroase care confirmă unele suspiciuni și chiar aduce informații noi despre cum au ajuns interlopii să se manifeste nestingheriți în anumite ocazii. Vorbim despre asta imediat. Ceva mai târziu, informații surprinzătoare despre ce efecte au descoperit medicii că are noul coronavirus asupra creierului. Începem și vorbim mai întâi despre tensiunile din interiorul poliției, care răbufnesc public în contextul scandalurilor cu interlopi. Ofițerii serviciului grupări infracționale violente acuză faptul că sunt sabotați chiar din interior în activitățile de cercetare îndreptate împotriva clanurilor. Șeful serviciului susține că până și colaborarea procurorilor DIICOT cu ofițerii de la serviciul anticlanuri ar fi fost afectată de o serie de presiuni din partea unor șefi din Poliția Capitalei. Din 2013, de când am fost înființați, am înțeles să avem o abordare completă și complexă. Am înțeles să lucrăm la 360 de grade, spunem noi, să avem în atenție atât infracțiunile judiciare, cât și infracțiuni din sfera economică, din sfera crimei organizate sau infracțiunile de corupție. Totul s-a schimbat la începutul anului 2019, când comanda Poliției Capitalei a fost înlocuită. La comanda unității a fost domnul director general la vremea respectivă, comisar șef de poliție Miron, și cu domnul director general adjunct pe linie de poliție judiciară, comisar șef Radu Gavriș, care de la bun început, încă din luna ianuarie, ne-au solicitat cât se poate de clar, progresiv și vehement, să încetăm activitățile efectuate la nivelul DIICOT. Încăpățânarea șefului serviciului anticlanuri a fost percepută ca un strigăt de luptă, motiv pentru care superiorii au încercat orice ca să le fie făcut pe plac. În luna februarie mi s-a propus de către conducerea capitalei o altă funcție mai mare, la o altă structură din DGPMB, însă am refuzat-o întrucât mi-am dat seama că este vorba de o așa zisă cumpărare. Au continuat cu alte controle inopinate, cu analize de climat organizațional, atenționări și alte presiuni și ingerințe, tocmai pentru a se încerca, până la urmă, discreditarea mea. Comportamentul sfidător al șefilor Miron și Gavriș a continuat și cu restul subalternilor, moment în care activitatea serviciului a fost vizibil afectată, iar dosare în colaborare cu DIICOT au fost încetate. În momentul în care la conducerea de GPMV au venit domnul Miron și domnul Gavriș, aceștia au spus că viziunea acestora este paralelă cu cea urmată de noi și pentru a ne aduce pe calea dorită de ei se impune împuternicirea doi șefi de birou din cadrul altei structuri. Cei doi șefi împuterniciți au venit la noi afirmând că ei vor să învețe, lucru care mie sincer mi se pare inadmisibil pentru funcții de conducere. Ni s-a interzis clar să mai avem orice delegare cu DIICOT-ul privind infracțiunile. Ba mai mult, două dintre delegări n-au și fost încetate atunci de către DIICOT, dosare ce erau instrumentate pe trafic de droguri de mare risc. Contactat telefonic de reporterii B1 TV, comisarul șef Radu Gavriș nu a dorit să comenteze acuzațiile. Liliana Năstase, senior editor B1 TV, bună seara! Bună seara! Ce se întâmplă în interior, ce se conturează în interiorul poliției în momentul ăsta, din tot ce vedem? O răfuială. Ce este foarte îngrijorător este că acest tip de scandal, care probabil se va stinge destul de repede, nu face altceva decât să dea încredere clanurilor interlope că pot face orice, că au o parte a poliției de partea lor, pentru că până la urmă nu am văzut nimic încurajator în ceea ce privește clanul Duduianu, pentru că cei care astăzi au fost arestați preventiv la 10 zile după producerea măcelului, practic, din capitală, din noaptea de luni spre marți, în urmă cu o săptămână, erau cei care stăteau de vorbă cu polițiștii și îi rugau frumos, le aduceau măscuțe și dezinfectanți și așa mai departe, și nu s-a întâmplat absolut nimic acolo, erau sute de persoane. Acolo a cântat unul dintre maneliștii prezenți.
prezenți des la astfel de evenimente. Și a doua zi a anunțat că fratele său suferă de coronavirus într-o stare foarte gravă și mai avea puțin și intra peste medici la Matei Balș. Adică acești oameni își permit să facă orice, tocmai din cauza sau datorită, că nu e un cuvânt mai potrivit în astfel de, în acest context, acestor răfuieli pentru funcții din cadrul, din interiorul poliției. Sigur că este cert că interlopii aveau niște date din poliție, pentru că, nu vă spărați, interlopii nu s-au certat pentru că unul dintre ei nu a păstrat distanța. S-au certat de la o partidă ilegală de barbut, care erau anunțate pe rețelele de socializare public și jucau poker cash, adică veneai cu bănuțul în sacoșă, da? Erau anunțate. Eu nu cred că dita mai serviciile, secțiile, cum se cheamă, departamentele din cadrul poliției, inclusiv acest departament anticlanuri, să-i spunem mai pe scurt și mai pe românește, nu vedeau acest lucru. Eu nu cred că nu vedeau aceste, niciun polițist nu știa că acolo se dau bani cu camătă. Pentru că, haideți să fim serioși, clanul Duduienilor nu l-a inventat nici acum un procuror de caz care a vrut să-l aresteze pe nu știu care. Și sunt pe piața din București și din România de peste 20-25 de ani. Ei sunt au stat mai mult în pușcărie decât au stat oamenii ăștia în funcții. Ei știu foarte bine, cunosc foarte bine sistemul, cunosc foarte bine lucrurile. Acum că iese la iveală faptul că încearcă să s-au deschis niște anchete, pentru că lucrurile alea nu pot rămâne așa, nu pot rămâne cu o imagine când vin oficiali ai poliției, nu vreau să dau nume, că nu mai țin minte cine a dat acele declarații, după aia a spus că nu mai e adevărat, să-ți aducă mășii dezinfectanți. Păi du-te și du mășii dezinfectanți la o școală, da? Că încep școlile și ne facem probleme că n-avem nevoiașe. Mășii dezinfectanți. Iar domnul Gavriș, care eu am o părere bună despre domnul Gavriș, e o părere de-a mea personală, însă am o părere bună în momentul în care se afla la conducerea serviciului omoruri. Văd că un pic domnul Gavriș, de când a obținut această funcție, s-au cam schimbat lucrurile. Încercăm să vedem totuși care-i harta acestor interese și poziții diferite, divergente din interiorul poliției. Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol, în legătură cu noi. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Cum de vorbesc oamenii acum, domnule Andreica? Sunt convins că multă lume se întreabă, domnule, dar oamenii ăștia până acum ce au făcut? Au așteptat să crească aceste clanuri la umbra unor șefi care îi protejau și de ce nu a făcut nimeni până acum tam-tam, așa cum se întâmplă azi? Da, să nu uităm până la urmă că acum câteva zile am primit un comunicat din partea Inspectoratului General al Poliției Române în care eram acuzați în mod indirect, dar se știa că e vorba despre organizația noastră pentru că am fost foarte vehemenți în ceea ce privește umilințele prin care au fost nevoiți să treacă acei polițiști care stăteau și păzeau casa acelui clan. Și am fost acuzați de faptul că am născocit anecdote și povești cu privire la scrisori sau la nemulțumirea ale polițiștilor. Iată că la două zile după acel comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române, avem această scrisoare deschisă a lucrătorilor din cadrul serviciului grupării infracționale, din cadrul Poliției Capitalei, care reclamă aspecte deosebit de grave. Vorbim despre imixtiune, obstrucționarea unor acte de urmărire penală și multe alte asemenea fapte. Vă dați seama că în loc ca aceste nemulțumiri și aceste probleme să se aplece inspectorul general acestor probleme, dumnealui a ales să le nege sau să ducă în derizoriu aceste poziții ale polițiștilor, nemulțumiți de situația în care s-au aflat. Pentru că este evident că în astfel de situații, când vorbim despre grupări infracționale, cei mai expuși sunt polițiștii din stradă, în niciun caz șefii din birou. Și atunci este evident că ei sunt cei mai în măsură să strige aceste nemulțumiri. Chiar și în cadrul de față a serviciului grupări infracționale, vorbim de un număr de 38 de polițiști, care în 5 ani de zile de când au fost înființați, au peste 500 de inculpați, cercetați în dosare penale instrumentate de ei. Vorbim despre milioane de euro care au fost asupra cărora s-au pus sechestru pentru recuperarea unor prejudicii. Deci activitatea lor clar că a fost în favoarea comunității și a nevoilor pe care le avem, pentru că astfel de structură nu mai avem la nivelul
unei alte structuri de poliție din țară. Și atunci e clar că atâta vreme cât, iată, ies asemenea disensiuni și este foarte bine că încep polițiștii să vorbească, cred că doar după ce vom pune pe masă aceste probleme vom putea identifica și soluții. Până când vom ascunde și vom trăi într-un glob de sticlă, așa cum văd că se întâmplă la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, și vom da comunicate în care negăm și mai mult lăsăm, așa ducem în derizoriu astfel de poziții ale polițiștilor, nu avem nicio șansă să reformăm. Aș vrea să vă întreb și Lili Năstase, la fel, poate ne lămurim care este modalitatea concretă, așa cum se desprinde ea din scrisoarea aceasta și din alte informații date de oameni din interior, care e modalitatea concretă prin care aceste clanuri se pun la adăpost de acțiunile serviciului specializat, chiar cu ajutor din poliție. Ce desprindem din scrisoarea asta, și e subliniat acolo ca fiind lucrul cel mai important, zic polițiștii, este că nu mai au permisiunea să lucreze împreună cu DICOT, structură cu care desfășurau mare parte din activități. Explicați-ne puțin care e modalitatea prin care poate fi pusă frână activității anticlanuri. Într-adevăr, aici vorbim în primul rând despre orgolii și vorbim despre relații care au fost construite de-a lungul timpului, atât între procuror și șef din cadrul Poliției Capitalei, cât și despre chestiuni ce țin, așa cum am spus, de orgolii în ceea ce privește cei care pot cerceta anumite fapte sau nu. Această nouă structură a fost considerată, o amenințare la adresa activității BCCO, sens în care dosarele pe care le instrumentau, cu toate că la început primele fapte pe care le-au cercetat au fost instrumentate alături de procurorii din cadrul parchetului de pe lângă tribunal, pe parcurs, având în vedere informațiile pe care ei le-au obținut și faptul că au vrut să le exploateze, vizând rețele întregi de grupări infracționale și diferite infracțiuni care erau în competența DICOT-ului, evident că au lucrat și cu procurorii DICOT. Lucru care a adus anumite nemulțumiri la nivelul vârfului Poliției Capitalei și de aici, din cele relatate de către șeful acestui serviciu, am văzut o interdicție expresă de a mai lucra cu procurorii DICOT, am văzut controle de fond sau controle tematice menite, că știm cum sunt controlele acestea, îți verifică virgulele din declarațiile pe care le iei, se uită la documente, ideea este că durează foarte mult și au drept scop tracasarea personalului. Iar o dovadă vie a tensiunilor care există la nivelul acestui serviciu este și faptul că aproape o treime din personal a ales să se mute în cursul anului trecut din cadrul acestei structuri, pentru că nu mai făceau față presiunii. Și pentru că parte, într-o luptă oarbă ce ține de statut, probabil, sau de orgoliile unor șefi. Bine, ce înseamnă concret aceste presiuni? Nu știu, că vă dați seama, acest scandal, dincolo că scoate la suprafață această mizerie, să spunem, din chiar mijlocul chiar poliției, dă încredere interlopilor. Adică ei acum pot să spună foarte simplu, am învins. Ce înseamnă această presiune? Nu îi lăsa să îi cerceteze? Totuși, înainte de 2019, au fost 13 membri ai clanului Duduianu reținuți și arestați. Acum nu s-a mai putut, nu înțeleg, pentru că bănuiesc că dumneavoastră știți, nu știu exact pe ce sector acționați, dar dumneavoastră cred că știți că există aceste clanuri, nu? Ați auzit despre aceste clanuri. Nu au fost inventate de anul trecut până anul ăsta. Clanurile au existat, vor exista și există și există și problema de acest lucru. Dar este să găsim metode clientele a putea diminua impactul pe care aceste clanuri le-au în societate până la urmă și de a limita cât capacitatea operațională pe care ei încearcă de la o lună la alta să o câștige prin extinderea grupului, prin săvârșirea unei infracțiuni, ei se adaptează foarte ușor. Cu privire la acest serviciu însă, este important de precizat că acest serviciu a fost înființat în 2015. Din declarațiile celor de acolo am văzut acuzații grave, inclusiv cu privire la faptele pe care ei le constatau și le instrumentau, și li s-a reproșat că practic își fac mai mult de muncă decât trebuie și s-ar fi bine să se rezume la infracțiuni de furturi din Altex sau la alte asemenea.
clar că în momentul în care primești o astfel de replică din partea unui superior, nu știu dacă mai ai capacitatea fizică, cel puțin necesară, cel puțin să cercetezi. Semne, da, semne de întrebare. Pe de altă parte, Lili Năstase, încercăm, ziceam, să facem harta intereselor, așa cum se conturează ele acum. Noi vedem că acești oameni reclamă intervenția unor șefi, cum ar fi Radu Gavriș, de exemplu, da. Dar acesta, la rândul lui, în alt context, reclamă intervenția șefului poliției asupra lui. Te-ai putea întreba, bine, stai puțin, cine cu cine se răfuiește, de fapt? Berechet se apără și spune, eu trebuie să fiu la curent cu mersul anchetelor, de-aia cer informații. Necerând, cum se leagă toate astea? Nu știu exact care au fost discuțiile între dumnealor. Este clar că este un conflict numai mocnit, e un conflict pe față cu declarații publice și cu plângeri. Dacă poate între... lumea să afle, iată ce mocnește acolo din aceste fricțiuni, cu atât mai bine. Da, dar cel puțin știu că din punct de vedere legal, șeful poliției, în speță Poliției Capitale, are dreptul să știe operațiunile care se fac în anumite dosare. Da? Haideți să totuși, cu toată, repet, simpatia pe care o am față de domnul Gavriș, să nu uităm că numai târziu de ieri, marii mascați de la Serviciul Omoruri care fac dosarul au greșit adresa duduielilor și au intrat peste un luptător SIAS. Deci, haideți să vedem. Ca să greșești o adresă, poate omul spune, domnule, dar ce s-a întâmplat? Atenție, într-o astfel de acțiune participă 40-50 de persoane, pentru că tu te duci la persoane care pot fi înarmate și care pot reprezenta un pericol concret împotriva vieții unuia dintre cei da. Care participă acolo. Și este normal să te duci într-o formulă mult avansată față dacă, să spun, te-ai duce la o persoană care, nu știu... Nu prezintă riscuri. Ai văzut-o pe camera de luat vederi la supermarket că a furat două bombani. Deci că oamenii ăștia la care te duci pot fi angrenați în diverse activități, nu? Că îi poți prinde în flagrant, da, că poate e viața cuiva în pericol. Flagrantul, atenție, că poți rata flagrantul. Gândiți-vă dacă această echipă se ducea acasă la Dincă, când era cu Alexandra Măceșanu acolo, după ce fata făcuse reclamație, da? Ce s-a și întâmplat? Adresa, anul trecut, imediat după producerea scandalului, nefinalizat nici astăzi, cu clanurile interlope din Craiova și Olt, după scandalul cu Dincă, a fost chemat acolo pentru a rezolva situația Serviciul Omoruri de la Capitală, pentru că, într-adevăr, este unul dintre cele mai bune... Era, că de atunci nu s-a mai auzit nimic despre el. Servicii din Poliția Română. De atunci n-am mai auzit de niciun clan din Craiova și din... Bănuiesc că n-au fost stârpite. Nu? Bănuiesc că nu au fost stârpite. Sau dacă erau, era important să se comunice acest lucru, nu? Dacă tot te-ai apucat să vorbești despre ele și despre destructurarea lor. Nu știu despre ce s-au apucat să vorbească. Cert este că s-a văzut că poliția ar fi fost bodyguard la Duduianu. Asta s-a văzut din exterior. Oamenii au prins, cum să spun, încredere, nu neapărat interlopii, dar și alți oameni. Și atunci vor avea o acțiune refractară față de poliție, da? Că ce spune aia, uite, domnule, pe ce ăia să duc, stau și apără pe aia și vin și îmi dau mie o amendă. S-a văzut că șeful Poliției Capitalei face declarații din fața casei lui Pian. Dar șeful Poliției Capitale deocamdată nu știe în contextul în care s-a dus acolo. Eu nu cred, sincer vă zic, nu cred, poate știe domnul Andrei ca mai bine. Eu nu cred că șeful Poliției Capitale cu șeful Poliției Române și cu 7 șefi din poliție s-au dus pe șestache să se întâlnească într-o biserică cu nu știu care interlop, să-l ia mai repede pe ăla din casă. Este... Nu, de acord, eu Lili, poate că e prea mult, niște dar au ieșit acești oameni să dezmintă categoric toate lucrurile astea, pentru că din partea domnului Vasilescu, cu șeful IGPR, de exemplu, nu am văzut și, o dezmințire. Domnule, nimeni, nu, păi, dar nu iese tocmai. Nimeni, păi de ce să iasă, nu? Ei spun, lasă că ea latră, noi păi, mergem mai departe. Nu alimentezi suspiciunile în felul ăsta? A murit săracul, că el zicea, domnule, o să vă dezvălui eu nu știu ce de poliție, de nu știu ce, i-a mai luat încă pe 2-3 și gata, s-a rezolvat situația. Dar nu s-a rezolvat nicio situație. Acolo se fac în continuare partide de barbut ilegale, iar interlopii au fost scăpați de mână. Este foarte simplu, dar este normal în momentul în care tu, care conduci România, da, practic, cu ghilimele, Liviu Dragnea, vii cu interlopii la Înalta Curte de Casație și Justiție și după aia angajezi în guvern. Păi, logică e prin puteri, nu?
Bun, s-a reproșat foarte mult și președintele Klaus Iohannis a făcut asta, a spus că au înflorit clanurile astea pe vremea guvernărilor PSD, numai că încercăm să ne lămurim, domnule Andrei, ca după dumneavoastră cât e o chestiune politică, dacă vreți. E adevărat că niște șefi din Poliția Capitalei par niște proptele PSD-iste instalate acolo în vremea lui Carmen Dan și a guvernului Dăncilă, dar are legătură numai cu asta? Este clar că vorbim despre o exploatare politică a acestor incidente, pentru că inclusiv declarația președintelui României, care spunea că pe vechiul mandat al celuilalt partid politic au fost tolerate clanurile de interlop, să nu uităm că aceiași oameni care au fost pe durata vechiului partid politic se află și în momentul de față în funcții de conducere. Și atunci întrebarea mea este când i-a tolerat, că până la urmă vorbim de aceiași oameni care se află exact în aceleași funcții. Deci e puțin paradoxal să spui că atunci au fost tolerate și acum nu mai sunt tolerate, când de fapt ai aceiași oameni în aceleași funcții, care sunt în aceeași postază de a da, numai că trebuie aceste grupări infracționale. E foarte adevărat ce spuneți. Atât, exact cum a spus și dumneavoastră. Raționamentul e corect. Întrebarea e cum stabilești aceste legături și cum stabilești că acești oameni plasați acolo, care sunt și astăzi acolo în funcții în poliție, răspund într-adevăr la aceste comenzi ale clanurilor sau sunt influențate de ele. Păi să ne spună cineva, pentru că domnul președinte are la dispoziție tot ce înseamnă structură de informații, la fel și șeful Poliției Române și în interiorul Ministerului, adică chiar am văzut oameni care au fost promovați de la un regim la altul pe poziții mai avansate sau superioare celor deținute anterior, în care la fel avem aceiași oameni. Despre ce vorbim acum, că înainte au fost tolerate și acum nu sunt tolerate? Chiar nu înțeleg și până la urmă, așa cum am spus, este o chestiune politică. Iar în ceea ce privește întâlnirea inspectorului general, așa cum a fost virulent și a ieșit acum două zile să încerce să nege sau să combată aceste ieșiri ale colegilor sub protecția anonimatului, care s-au plâns de modul în care au fost umiliți în aceste zile prin aceste măsuri, nu știu cum să le denumesc, cu elicoptere ridicate de la sol, cu jandarmi în călare, cu toată acea desfășurare de forță, a combătut aceste scrisori atribuindu-le, știu, termenul de anecdote și așa mai departe, născocite. Acum nu a ieșit într-o situație mult mai gravă să infirme faptul că el a avut vreo întâlnire sau a avut vreo discuție cu membrul unui clan interlop, mai ales de la poziția dumneavoastră. Mă scuzați, dar înseamnă că sunt chiar proști, ca să folosesc un cuvânt finuț, să te duci noaptea, la două jumate noaptea. De-aia vă spun, sigur că un sindicat al poliției reprezintă o forță totuși, dar nu cred că și dumneavoastră ați fi putut să reacționați mai departe, da? Într-un fel era normală o reacție imediată. Dar ei ce s-au gândit? Ce? Păi ce, să duce Duduianu să spună că a fost? Aia nici nu știau cum îi cheamă, dacă se duceau la două jumate noaptea toți șefii poliției. Mi se pare că e o prostie fără margini, dacă chiar nu exista un ofițer operativ care bănuiesc că are și sarcina de a ține oareși cum legătura cu clanurile interlope, nu? Nu de a ține legătura în sensul de a merge să bea o bere. Dar, nu știu, mi se pare... Și poziția noastră a fost exact în același sens, pentru că dacă profesioniștii din Poliția Capitalei erau lăsați în pace să-și facă datoria și nu încerca cineva la nivel politic să exploateze acest incident, arătând desfășurare de forțe, tot această politică și comunicare în care ministrul de interne a comunicat operațiunile, a comentat și a comunicat operațiunile Poliției Române. Este puțin prea mult pentru un ministru care este om politic să comenteze ceea ce face Poliția Română. Și în momentul în care a văzut că toate aceste demersuri și tentativa de exploatare a acestor acțiuni nu a dat succes și dimpotrivă am văzut o atitudine de mâhnire a societății față de ceea ce s-a întâmplat, imediat după două zile și-a luat mâna de pe absolut tot și a lăsat mai departe pe cei de la Poliția Capitalei să ducă mai departe ceea ce deja a fost Mulțumesc, început. Mulțumesc, domnule Andrei. Dar... concluzie, Lili Năstase, cum s-ar putea finaliza povestea asta, pentru că spuneai, e o răfuială de moment. Ar fi important să nu rămână de moment și să producă niște rezultate. Nu are cum să se finalizeze. A spus și domnul Andrei că o știe toată lumea, da? Clanurile interlope au fost, există și vor exista tot timpul. Nu sunt numai în România, sunt și mafioții din Italia. Întrebare câtă influență au în poliție. Și așa mai. Au o influență destul de mare și în poliție și în politică și așa mai departe. Șocant este că în ultimii
2 ani aproximativ, aceste clanuri s-au reactivat foarte tare, pentru că ei au trăit și până acum, dar nu stăteau la drumul mare, nu-și permiteau să facă orice, pentru că până la urmă să nu vă imaginați că toți stau cu sabia în colțul străzii. Nu, pot fi ținut sub control, pot fi pedepsiți dacă se vrea și așa mai departe, pentru că clanurile au fost destructurate și au fost absolut, cred că toți membrii clanurilor care până în 2005-2006 au făcut legea în România, cred că la momentul atunci au fost chiar destructurate și n-au mai avut o putere atât de mare până în urmă cu 2 ani. Liliana Anastase, mulțumesc foarte mult. Vorbim și despre dublul record tragic al zilei. Cel mai mare număr de decese de la începutul pandemiei, 53 de persoane de ieri până azi, cel mai mare număr de infectări, 1454 de cazuri. Și vedem, coronavirusul devine tot mai periculos, virusul a căpătat mutații peste mutații, iar acum nu mai afectează doar plămânii sau sistemul respirator. Aduce grave daune inclusiv creierului. La noi cel mai cunoscut caz este cel al managerului Spitalului Județean Vaslui, o doctoriță care este în acest moment în stare extrem de gravă la Institutul Matei Balș. De altfel, studiile făcute pe pacienți au devalat faptul că SARS-CoV-2 atacă creierul uman, iar efectele se întind de la o banală stare de agitație sau confuzie până la atacuri cerebrale. Ne spune mai multe despre toate acestea profesorul universitar dr. Alexandru Vlad Ciurea în legătură cu noi. Bună seara, domnule profesor, mulțumesc foarte mult. Ce ați constatat, vă rog? Ce ați constatat? Da. Care e practic noutatea? Sunt două aspecte. În primul rând, aspectul care l-ați ridicat în legătură cu doamna manager care este internată într-un anumit serviciu la Institutul Matei Balș în București și care la o vârstă foarte tânără, 43 de ani, are o afectare cerebrală sigură, cum a spus chiar dumneavoastră, devastatoare asupra creierului. Acesta este un aspect. Al doilea aspect, că lumea medicală s-a mișcat, cercetătorii au pornit și au adunat datele, iar într-o revistă internațională, Lancet, s-au adunat acesta în luna iulie. Și s-a dovedit în mod clar că în prima linie este partea aceasta pe care o simțim de disfuncție la nivelul gâtului datorită acestui virus îngrozitor. Da. Și după care, primul care cade în fața valului de COVID este plămânul. Și afectarea pulmonară este majoră. Toată lumea s-a concentrat pe simptomele pulmonare, s-a concentrat pe afectarea aceasta și pe semne clinice și tratament. Între timp, celelalte organe au fost investigate și treptat au apărut semnele de afectare cerebrală, care, din nefericire, se adună treptat și sunt, cum ați și prezentat, devastatoare. Domnule doctor, sunteți neurochirurg. Explicați-le celor care ne privesc, vă rog. Da. Ce se întâmplă în acea zonă din creier afectată, practic, ca oamenii să aibă o reprezentare? Este foarte dificil să spun că o zonă este afectată. Uh-huh. Sunt mai multe zone afectate. Din nefericire, acest virus atacă substanța cerebrală de la fenomene foarte mici pe care toată lumea l-a remarcat, pierderea gust, pierderea miros, deci afectarea prin nervii mirosului, olfactor, cum spunem noi, și după aceea cu afectări majore, crize convulsive, probleme de echilibru, cum s-a întâmplat și cu Adamna, probleme de statică, afectarea stării de conștiință, confuzie, cădere, cum s-a întâmplat și la doamna respectivă, pierdere de cunoștință, pe cum am menționat, și din nefericire... Pe termen lung, efectele care pot fi câtă vreme e afectată această porțiune din creier? Nu știm exact, ca să răspund corect, că pe termen lung. Dar ceea ce s-a putut dovedi în comparație cu epidemia de gripă spaniolă în urmă cu un secol, pe termen lung, efectele sunt la fel de grave în timp, încă nu știm tot ce se va întâmpla, dar trebuie să ajungem la cunoașterea acestei boli, trebuie să o prevenim, că putem să o prevenim, pentru a nu ajunge la aceste efecte care realizează leziuni iremediabile în substanță cerebrală. Sunt iremediabile, vă rog să mă credeți. Da, o întrebare de profan, evident, domnule doctor, dar există date anume care fac posibilă la anumiți pacienți genul ăsta de evoluție? Adică doamna în cauză sau alte persoane unde s-a constatat așa ceva, nu știu, erau predispuse la ceva anume? Încercăm să ne dăm seama de ce la unii cazuri rare e afectat trunchiul cerebral.
domnul Mușat întrebare este perfect corectă și oricine de care ne ascultă pune această întrebare. La unii de ce și la unii de ce nu. În primul rând, persoanele tinere se pare că sunt mai protejate, pentru că persoanele cu comorbidități 5, 6, 7, începând cu diabet, obezitate, tensiune, acestea duc la agravarea stării generale. Ei, doamna, cum ați întrebat dumneavoastră, de ce tocmai dânsa la 43 de ani? Da. Dar să ne întoarcem de unde am plecat, este manager de activitate medicală. Vă dați seama ce presiune asupra domniei sale, telefoane, nopțile dormite, când e desemnat, aia nu este bine, te ceartă cel de sus, te ceartă cel de jos, nu mai fi ce să faci, supra-solicitare nervoasă. Deci a prins-o pe un teren de stres, ca să zicem, ca să vorbesc într-un termen pe care toată lumea îl înțelege. Deci să nu intrăm în acest stres, pentru că imunitatea noastră scade și virusul ne prinde descoperiți în această direcție. Așa explic ce s-a întâmplat cu doamna respectivă. Da, e o confirmare odată în plus că pandemia nu se tranșează în spital, așa cum ne tot spun specialiștii în ultima vreme. Dacă e așa, atunci, domnule doctor, vă rog recomandarea dumneavoastră și evaluarea momentului în care ne aflăm. Recomandarea este exact cum am spus. Noi, dacă este frig iarna, ne punem căciulă, mănuși și un fular la gât, dar asta e, cum să ne păzim de acest virus. Cu mască, cu mănuși de protecție, dacă e nevoie, să ne spălăm pe mâini cât mai des posibil și să ținem această distanțare. Foarte simplu, foarte simplu. Deci putem să facem acest lucru tocmai ca să ne protejăm pe noi. Pentru că dacă acest virus intră, este imprevizibil cum va reacționa mai departe. Iar afectarea cerebrală, cum a spus chiar dumneavoastră și vă confirm datele de mai sus, poate să fie iremediabilă și oamenii pot să rămână cu sechele incredibile de la crize convulsive până la tulburări de echilibru, tulburări de memorie, tulburări de conștiință și alte zone care, cam un accident vascular cerebral care se pot întâmpla. Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile, domnule profesor, profesorul Alexandru Vlad Ciurea în legătură cu noi. Ne întoarcem în câteva momente. L-ați auzit ceva mai devreme pe ministrul de finanțe, va exista o creștere a pensiilor cu o sumă nemai văzută în România, spunea domnul Câțu. Mâine e zi de rectificare bugetară. Cine primește bani în plus? Cum rămâne cu această chestiune a majorării pensiilor? Ne spune consilierul de stat Tănase Stamule de la Cancelaria Premierului în doar câteva momente. Rămâneți cu noi! Am revenit în direct. Zi importantă mâine. Mâine la Palatul Victoria se împart banii. Guvernul adoptă ordonanța de urgență privind rectificarea bugetară. Trebuie tranșată cu această ocazie și chestiunea pensiilor. Dacă ne luăm după ministrul finanțelor care a făcut declarații cu puțin timp în urmă, pensiile vor crește cu cea mai mare sumă pe care au văzut-o românii. Acestea sunt cuvintele lui. Dar crește și deficitul de la 6,7% din PIB, cât era estimat la 8,6% din PIB. Vorbim despre anunțata rectificare bugetară cu Tănase Stamule, consilier de stat pe probleme economice la Cancelaria Premierului. Bună seara! Bună seara. Bună seara. Întrebarea evidentă, cu cât vor crește pensiile, domnule Stamule? Pensiile vor crește cu 14%, ceea ce înseamnă o creștere reală pentru pensionari de cel puțin 10%. Anul acesta avem o inflație prognozată de 2,7%, iar în general coșul de consum al pensionarilor este puțin mai, are o inflație puțin mai ridicată fiind multe produse de bază. Deci va fi o creștere reală pentru pensionari de minim 10%. Nu s-a mai întâmplat o astfel de creștere în trecut, deci 14% net, și anul acesta facem acest efort bugetar corect, tocmai pentru că este normal ca să creștem pensiile. Va fi și o creștere a pensiei minime, acea indemnizație socială, de la 710 lei la 800 de lei. Deci vor crește toate beneficiile, toate pensiile de toate felurile pe care le primesc pensionari. Bun, acum știți cum e, lumea zice așa, 40% știam că trebuie, 14% primim. E o diferență și haideți să explicăm. Haideți să fim corecți. Deci noi am avut o proiecție bugetară la începutul anului, în care în bugetul României era pusă creșterea de 40%. Anul acesta am avut o cădere, avem o cădere economică de 4% și un deficit de 8,6%. De ce? 3 luni am avut economia închisă și astăzi o mare parte din economie nu funcționează la parametri normali. Acest lucru a afectat încasările bugetare cu vreo 3% din PIB.
Deci 30 de miliarde de lei nu s-au mai încasat până astăzi la bugetul de stat, sau nu se încasează așa, și 2% din PIB sunt cheltuieli suplimentare ale bugetului de stat cu combaterea pandemiei, de la pachetul economic, măsuri sociale și așa mai departe. Deci spuneți că au intervenit cheltuieli care oricum au făcut imposibilă povestea asta. Plus că trebuie să fim corecți. Așa cum majoritatea țelor din centrul Europei, vecinii noștri mai de la vest, au avut bugete pe zero sau cu excedent, noi am pornit anul acesta cu un deficit de minus 3,6%. Deci, oricum, marja fiscală a statului român a fost mult mai mică decât al celorlalte state. Deci, noi am putut să ne mișcăm pentru a susține economia doar cu 5 puncte. Și, oricum, este unul dintre deficitele, creșterea de deficit cea mai mică la nivelul europene, tocmai pentru că în România nu a fost o contracție atât de mare, va fi aproximativ 3,8-3,9% contracție economică, ceea ce ne va permite anul viitor să ne revenim mai rapid. Bun. La ce ar trebui să se aștepte pensionarii legat de creșterea următoare, pe care spuneați că se va face cândva, deci, ca orizont de timp? Deci, bun, 14% premiul de consolare. Dar după nu este care, premiul de consolare, nu, este capacitatea statului român de a plăti în acest an în care trecem printr-o criză economică puternică cauzată de pandemia. Bun. COVID. Am spus asta, domnule Stamule, pentru că sunt mulți români care, în urma celor spuse de-a lungul anului legate de posibilitățile bugetare, se așteptau realist ca această creștere să fie chiar mai mică. 10%, exista, 8%, existau scenariile astea. Scenariul, de-aia am zis că practic e și un fel de consolare. Exista scenariul de a avea creștere de 10%, însă datorită măsurilor pe care le-am luat și datorită scăderii mai mici a economiei României, avem această capacitate de a da 14%. Faptul că am plătit deja, anul acesta am plătit 20 de miliarde de lei în investiții publice. Faptul că avem vreo 13 miliarde de lei care au ajuns deja în economie prin IMM Invest. Tot felul de măsuri. Faptul că am plătit șomaș tehnic, șomaș parțial. Tot felul de măsuri pe care le-a luat guvernul. Faptul că s-au amânat chiriile, s-au amânat utilitățile. A creat, să spunem așa, un spațiu de manevră în rândul companiilor, permițându-le să-și revină mai repede economia. Bineînțeles, din sectoarele care nu sunt direct afectate de această criză. Și în acest fel, contracția economică a României a fost bun. De 3,8%. Dincolo de asta, când să se aștepte la o nouă creștere ca un fel de compensare, nu, a ceea ce nu s-a deci, dat acum? Deci, interesul guvernului liberal este ca pensionarii să aibă niște pensii decente ca să poată avea o viață decentă. Cu siguranță, dacă anul viitor ne vom reveni în parametrii normali la încasările bugetare, va fi în continuare o creștere a pensiilor, a salariilor, tot ce nu s-a putut face anul acesta, se va face în anul și anii următori. Însă eu sunt convins că marea majoritate a pensionarilor înțeleg că în acest an în care am ținut 3 luni economia închisă, nu avem cum să mai avem nivelul de cheltuieli pe care îl proiectasem la începutul anului. Tocmai pentru că statul nu a mai încasat atâția bani pe cât sperase sau pe cât își plănuise să încaseze. Și ăsta este motivul principal pentru care nu putem să facem toate creșterile pe care speram să le facem. Da. Înțeleg că nu aveți încă orizontul la care să fie această nouă creștere, oricât ne-am străduit noi acum păi să-i dăm o... Haideți să fim corecți. Nu știm cum evoluează această pandemie. Ce ne preocupă astăzi este să ne asigurăm prin creșterea bugetelor la Ministerul Sănătății, la Ministerul Educației, să ne asigurăm că putem să ne reluăm viața cât de cât la parametrii normali în contextul în care vom trăi cu acest virus și trebuie să ne învățăm, să ne protejăm, să avem în școli materiale sanitare, să tot ce se poate face, astfel încât economia să funcționeze și viețile noastre să-și revină la normal. Dacă o să vedem anul viitor că economia și-a revenit, că avem din nou creștere economică, păi creșterea economică se va împărți, bineînțeles, pentru către cetățenii României, mai ales că din octombrie marea parte a investițiilor vor fi finanțate din banii europeni care ne vin din acest program de recuperare economică al Comisiei Europene. 6,7% era creșterea estimată a deficitului. Înțeleg că vom ajunge la 8,6% estimat acum. Poate că cine știe chiar mai mult. Ce probleme nu pune crede. Asta? Da, nu e vorba. Anul acesta, știți foarte bine, Comisia Europeană a aprobat, să zicem, să nu se ia în considerare criteriile de la derogare de la deficitul de 3%.
Iar o mare parte din acești bani pe care noi îi cheltuim se vor duce tocmai pentru, odată pe cheltuielile sociale, creșterea pensiilor 5,5 miliarde de lei, 500 de milioane de lei pe creșterea alocațiilor cu 20%, însă avem și 3 miliarde de lei pe munca parțială. Adică, ce înseamnă acest lucru? Dacă un angajator, o firmă, are 100 de angajați și mai are muncă doar pentru 50 de angajați, reduce, decât să dea afară 50 de angajați, le reduce programul de la 8 la 4 ore tuturor 100, plătește firma pentru 4 ore costul muncii, iar pe diferența de 4 ore plătește 85% statul. Da. Asta înseamnă că va fi doar o pierdere netă de 10% din venit a angajaților, însă își vor păstra locul de muncă, iar atunci când economia își va reveni, firmele vor avea angajații la locul de muncă și vor putea repede să îi repună la un nivel optim să lucreze. Ceea ce vom numi de acum încolo Kurzarbeit, este modelul german. Ca lumea să aibă reprezentarea ce înseamnă exact povestea asta. Care este beneficiul acestui instrument? Și l-am văzut în Germania în criza trecută. În criza trecută, faptul că Germania și firmele și-au ținut angajații cu mai puține ore la muncă, i-a făcut că atunci când a crescut cererea de produse pe piața globală, toate firmele să aibă angajații pe posturi și să poată să livreze imediat. Și totodată a crescut și o cerere a forței de muncă. Din păcate, în România, acum 10 ani, noi am dat afară oamenii și ce s-a întâmplat? Cum și-a revenit economia? Cei oameni nu au mai revenit la firmele unde aveau deja competențe acumulate și așa mai departe și au plecat mulți chiar în Germania, pentru că în Germania firmele și-au revenit repede și au avut nevoie, țin minte, acum vreo 7-8 ani aveau un deficit de 5,5 milioane de locuri de angajați. Tocmai pentru că am analizat și noi ce s-a întâmplat în celelalte țări, suntem astăzi dispuși să luăm aceste măsuri tocmai pentru a păstra locurile de muncă și a susține firmele ca să nu concedieze angajați. Rectificare bugetară mâine, transporturi, sănătate, educație, bani în plus, explicați-ne, vă rog. Păi, la transporturi sunt foarte multe proiecte în derulare. Este prioritate zero ca să dezvoltăm infrastructura României. Avem o grămadă de studii de vizibilitate, proiectare. Ați văzut planul de relansare, că este un plan foarte ambițios. Avem șantiere în lucru, avem drumul expres Pitești-Craiova, unde se lucrează la forță. Avem șantiere în lucru și este obligatoriu ca să finalizăm această infrastructură. Pentru noi este prioritate zero dezvoltarea infrastructurii banii de toate aceștia, tipurile. Banii aceștia, domnule Stamule, vin de la bugetul de stat ca să poată să facă posibile... Să susține cofinanțarea din proiectele acei europene. Bani din cele 80 de miliarde de la Uniunea Europeană? Nu, sunt deja proiectele structurale. Sunt proiectele din POIM, adică din proiectul Programul Operațional Infrastructură Mare. Toate acele proiecte trebuie cofinanțate în diverse sume de către Ministerul Transporturilor. Pentru acestea, pentru că a reușit Ministerul să deblocheze proiecte, să finalizeze licitații, să plătească lucrări, trebuie să existe bani în buget, tocmai pentru ca să poată să cofinanțeze aceste proiecte. La sănătate, obligatoriu, trebuie mai mulți bani pentru redeschiderea școlilor. O să trăiască cheltuieli cu tablete, cheltuieli cu internetul, cheltuieli cu tot felul de materiale sanitare. Deci vor fi cheltuieli în plus și am pus acești bani în bugetul Ministerului Educației. Și la fel la sănătate, știți foarte bine, este o creștere de salarii la DSP, este nevoie să angajăm mai mulți medici, este nevoie de investiții în spitalele din România și pentru aceste trei, știți cum se spune, infrastructura fizică și infrastructura umană. Infrastructura umană, educație și sănătate, infrastructura fizică înseamnă de fapt autostrăzi. Și bineînțeles, este și un fond de lucru până se face rambursarea de către Comisia Europeană la Ministerul de Finanțe, tocmai pentru a finanța diverse autorități de management până se fac cererile de rambursare. Și aici sunt vreo 5 miliarde de lei care sunt, să zicem așa, la dispoziția Ministerului de Finanțe tocmai pentru a avea bani de lucru. Ministerul Muncii, la fel. Ministerul Muncii primește 3 miliarde de lei compensație pentru această schemă de Kurzarbeit, care este o schemă pe care noi, cerută de mediul de afaceri, mai ales, vă dau un exemplu, industria auto. Avem o cădere a cererii la nivel global. De ce? Pentru că este acest fond de scădere a încrederii, oamenii doresc să economisească mai mult și nu investesc în bunuri pe termen lung. Atunci, noi am zis, domne, haideți să facem acest instrument,
tocmai pentru ca firmele care au o grămadă de oameni competenți, ingineri, mecanici și așa mai departe, să-și mențină angajații și estimăm noi că anul viitor, când lumea va vrea din nou să-și cumpere mașini la un nivel normal, oamenii să fie în cadrul companiilor acolo. Pentru că aceste firme au muncit foarte mult ca să-și găsească acești angajați. Știți foarte bine ce criză am avut pe piața forței de muncă și cât de greu le-a fost firmelor să găsească toți angajații aceștia pe care îi iau astăzi și care sunt foarte productivi. Bun, la ce ar trebui să ne așteptăm pentru finalul anului, domnule Stamule, apropo de rectificarea asta? Obiectivul nostru este să dăm încredere românilor să-și reia consumul normal. Sperăm să reușim, odată cu începutul lunii septembrie, cu terminarea vacanțelor și a interacțiunilor acestea mai intense pe vreme de vacanță, să intrăm pe o pantă descendentă ca să putem să redeschidem și mai mult economia. Chiar am avut o discuție cu cei din Horeca și le-am spus clar, dacă va fi un trend descendent clar, suntem dispuși la relaxarea măsurilor și sperăm ca sfârșitul anului să ne găsească într-o poziție în care școala se redeschide și se poate desfășura în condiții de siguranță sanitară. Sperăm să redeschidem și ce încă este închis, tocmai pentru că vom stăpâni extinderea pandemiei. Și sperăm, ați văzut că am crescut plafonul la IMM Invest, sperăm ca toate plafoanele să fie epuizate, să intre cash în economie, astfel încât firmele să funcționeze, da, să se modernizeze. Stăm cu ochii pe rectificarea de mâine. Mulțumesc foarte mult, domnule Tarase Stămure. Nu este un secret, e transparență totală și planurile noastre sunt foarte clar. Susținem economia, locurile de muncă, creștem pensiile pentru pensionari și susținem firmele care sunt eficiente. Dosar de politician, Silviu Mănăstire, imediat. Rămâneți cu noi.